moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Три конкурса Скимбы. Чемпионату Республики Молдова Сескимбы, Зило Мечело, Гагаузия Динамо и трансфера дата дешаеш пи фебруари, пи дата дешаптиш пи фебруари, Олимпия Гагаузия пи дата дедоузеч, пи дата дедоушуну фебруари, ши фост трансферат Мечело Сфинту Георгий Шериф пи дата дедоузеч, пи дата дедоушуну фебруари, pentru că pe terenul acesta joacă în aceea pe data de 20 zimbru și au fost adoptate aceste hotărâri. Meciurile din campionatul Republicii Moldova se înceapă numai de vreme de 13:00 și numai târziu de ora 20:00 pe tot parcursul campionatului. Finala Cupei Republicii Moldova va fi jucată în Chișinău, iar Supercupa va fi jucată la Tiraspol, pentru că noi avem două stadioane internaționale, e vorba de stadionul de la Zimbru și stadionul din Tiraspol. Comitetul executiv l-a reîntărit în funcție pe domnul Kirilov, la Sergei Kirilov, la funcția de antrenor principal a echipei de tineret a Republicii Moldovei. La 19 ani a fost reîntărit domnul Creșinca Sergei și domnul Rusnac este antrenor echipei de 17 ani a echipei Republicii Moldova. Arbitrii și fotbaliștii tot trebuie stinași. Că dacă tu nu te-ai născut fotbalist sau artist, dacă nu te-ai născut artist, nu ați fi artist. Dacă nu te-ai fotbalist, nu te-ai născut. Așa și arbitrii. Eu cred că, desigur că asta undeva a să ajute. Condițiile s-au schimbat. Au ieșit în lume, au văzut, au vorbit acolo și cu alți arbitri, au văzut multe jocuri. Eu cred că asta trebuie să-i îmbogățească vocabularul de arbitraj al arbitrilor. Dar mai departe depinde de dânsă. Dacă unul s-a dus și a lucrat cum trebuie acolo, dar altul a stat, a dormit sau s-a mai fost prin baruri și așa mai departe, a să vadă tot pe teren când o să arbitreze. Așa, dar noi credem că am făcut o treabă bună. Da, el a fost sancționat, dar conform, acum noi trebuie să înțelegem una. Și eu tot timpul vreau să fie transparent. Federația Moldovenească de Fotbal a escalit cu FIFA și cu UEFA o convenție unde nu se dezvolgă, el a fost sancționat, el nu arbitrează, cât timp a să vedem, a să numărăm meciurile, dar el a fost sancționat. Înainte noi vrem să fie tot transparent, dar să aude de acum și pe la UEFA și FIFA, noi chiar puneam și pe site, că să știe toată lumea, să înroșească, să-l vadă lumea în oraș, să vorbească, uite ce ai făcut și așa mai departe. Dar asta contravine convenție și noi nu putem să încălcăm, pentru că nu o să fim ajutați nici de UEFA, nici de FIFA. Programul meciilor sau calendarul, cum spune, meciurilor, au fost stabilit împreună cu toți reprezentanții diviziei naționale, dacă noi acum vorbim de echipa națională, care a fost tras la sorți și se știa cu mult înainte, mi se pare că undeva la 8 iulie chiar când a căzut, când a fost asta, și toți reprezentanții cluburilor de divizia națională au tras la sorți. Așa, cine vorbește, sau el special asta vorbește, sau el, cum spune Nevlad, el nu cunoaște nimic în fotbal. Acum, cum s-a vorbit că Federația impune pe Sfântul Gheorghe să joace pe data 20 cu Șerif, când joacă și Zimbru. Noi, da, Șerif a fost reprezentantul domnului Nicolae Ziuzin, e membru comitetului executiv, a ieșit undeva, nu era el, cum spune, în apele lui, că de ce am schimbat, a fost greșeli și de o parte și de alta, pentru că Sfântul Gheorghe trebuia să iei hotărâri cu 10 zile înainte, dar noi am spus în ce țară, noi trăim în țara Moldova, știm cauza terenurilor noastre și ei s-au axat pe punctul din activitatea Federației Moldovenești de Fotbal,
care a fost întocmit în 2004, dar în fiecare început de campionat, știți că noi stabilim și aprobăm regulamentul acestui campionat, care este mai sus decât ceea ce a fost în 2004, acolo în linii generale, ideal cum trebuie să fie. În regulamentul întocmit pe anul 2010-2011 este clar spus că Comitetul de Urgență a Federației Moldovenești de Fotbal ia hotărâre la schimbarea datei și orei meciilor. Și noi ne-am ținut de acest punct și am luat hotărâre că pe data de 20 la Zimbru joacă Zimbru, acum nu pot să spun cu cine, iar pe data de 21 meciul este transferat meciul Sfântul Gheorghe cu Șerif. Meciurile se înceapă numai de vreme de 13:00 și sunt numai târziu de ora 20. Că la noi de acum era niște propuneri că se joace la 10 dimineața. Era un joc la 11. Înseamnă că dacă joacă cu Otacei, trebuie să pornească la 2 noapte sau la 3 noapte la joc. De ce noi am luat hotărârea aceasta? Că să ne lipsim de astfel de situație. Noi am dat grupul nostru de lucru în care intră 6 persoane, toți membrii comitetului executiv afară de 2, mi se pare că sunt, da, acolo directorul financiar și Olesea. Și inițiativa trebuie să vină de la grupul de lucru a cluburilor din divizia națională și ei să lucreze împreună, să adopteze un statut la care noi după asta, eu cred așa, că trebuie de dat încă o dată la cluburile toate, la aceea să mai le studieze, poate mai trebuie ceva de schimbat și așa mai departe, după care noi trebuie să, cum cluburile sau noi împreună, să-l dăm la Ministerul Justiției la care să fie întărit. Și acolo să fie toate punctele. Cine, de cine ales, dar eu cred că președintele trebuie să fie ales de conducătorii cluburilor, pentru că asta e liga profesionistă, ei sunt acolo, să fie din partea lor, cine are drept de vot, cum să lucreze și așa mai departe. Și după tot asta, după ce a să fie întărit statutul, să vedem câte echipe acolo a să fie în liga profesionalistă, după ce se face, cum în toată lumea, un contract de colaborare, nu pe 10 sau 20 de ani, se poate și pe un an, pe anul, așa spui, 2011-2012. Care e responsabilitatea Federației Moldovenești de Fotbal, care e responsabilitatea reprezentanților cluburilor și așa să mergem înainte. Eu am discutat și anul trecut și știți că conducătorii statului la fotbal, da, la fotbal, când vorbești despre fotbal, despre stadioane, așa, eu știu că toți sunt interesanți, dar în momentul de față, știți că țara nu lucrează organele statale, nu sunt toți puși la locul lor, dar eu știu că este un interes foarte mare și eu cred că cum va fi ales președintele statului, atunci de acum noi să ne așezăm toți cei cu interesați, desigur că și Federația Moldovenească de Fotbal și primăria orașului Chișinău, pentru că pe teritoriul orașului și Ministerul Sportului, Comitetul Național Olimpic, reprezentanții și reprezentanții guvernului, toți cei care trebuie să participe la acest proiect și stadionul Republican trebuie numai decât să înceapă să fie construit. Federația Moldovenească de Fotbal a construit de acum stadionul la Vadă, la Vodă. Noi nu am stat, am spus că noi am pierdut 3 ani de zile și când am văzut că nu se construiește nimic, noi am început construcția stadionului și dumneavoastră foarte bine vă știți, care este la Vadă, la Vodă, unde de acum se joacă și chiar mâine se va juca meci internațional de fotbal între juniori de 19 ani, mi se pare că da, a Moldovei și României și peste o zi tot așa. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbalul autohton pe primul site de fotbal din Moldova.